Zeci de dâmbovițeni s-au rănit serios în ultimele zile din cauza gheții care s-a format pe fondul temperaturilor scăzute din timpul nopții. Aceștia au solicitat ajutorul serviciului de urgență din cadrul Spitalului Județean pentru a primi îngrijiri medicale. Departamentul de urgență al Spitalului Județean de Urgență Târgoviște s-au prezentat câteva zeci de pacienți, dintre care 36 cu traumatisme minore datorită alunecărilor pe gheață sau căderilor alunecărilor pe scări datorită gheții, de cădere de la înălțime mică, tot datorită alunecărilor din cauza zăpezii sau gheții, sau din căruță, 8 astfel de cazuri, alunecări pe sanie, de pe sanie sau cu schiurile sau datorită schiatului, și datorită căderilor de țurțuri, 2 persoane. Aceste 36 de persoane au beneficiat de consult și recomandări pentru îngrijirea la domiciliu. Aceste 36 de persoane au beneficiat de consult și de recomandări pentru îngrijiri la domiciliu. Nu au necesitate decât consult, pansamente și recomandări la domiciliu sub monitorizarea medicului de familie sau și controlul ulterior al evoluției traumatismelor. Persoanele accidentate în urma căderii țurțurilor nu au fost rănite grav, fiind încadrate la traumatisme minore și nu au necesitat internare. Au fost alte 36 de afecțiuni de prezentare de pacienți care s-au prezentat de data aceasta pentru fracturi, 12 persoane, dintre care, în urma consultului ortopedic și investigațiilor imagistice, pentru 4 dintre ele s-a decis internarea la ortopedie și imobilizarea în aparat gipsat, plus minus operație în funcție de evoluția cazurilor, 16 entorse și 8 contuzii. Aceste 36 de persoane, de acești 36 de pacienți au necesitat investigații mai amănunțite și imagistice și, evident, și o supraveghere în continuare și monitorizare în continuare a evoluției traumatismelor lor.